spitalul, bună ziua. Bună ziua, îmi faceți vreo legătura la neurologie? Bună ziua, Ana Pop mă numesc. Oare m-ați putea ajuta cu o informație? Mătușa mea a fost internată la dumneavoastră pe secție acum 2 zile, Maria Iordănescu. Noi nu avem pacientă Iordănescu, îmi pare rău să vă spun asta. Oare... Da, sunteți la etajul... La neurologie, sunat. La etajul 3 sunteți? La etajul 3, da. Nu? Așa. Nu, no, nu fi înțeles. Ok. Păi, la neurologie, așa am înțeles unchiul, că el m-a pus să sun. Deci nu aveți... Pacientă Iordănache, sau cum ați spus, noi Iordănescu. Nu avem. Deci nu-i... Iordănescu, nu avem. Nu fi înțeles bine. Probabil neurochirurgie. Ah, nu. No. Bine, lăsați că îl sun să-l întreb. Mulțumesc mult de tot, la revedere. La revedere. Bună ziua. Bună ziua, la interne, vă rog frumos. Internet. Bună ziua, Ana Pop mă numesc. M-ar interesa dacă mă puteți ajuta cu o informație despre mătușa mea, a fost internată acum 2 zile la dumneavoastră pe secție. Cum o cheamă? Maria Iordănescu, de 45 de ani, nu știu exact salonul. Nu mai puțin să vedem dacă avem... oare nu internată la infecțioase? Nu știu, că unchiul m-a rugat să sun, să văd și știa ceva de interne, să fie pe infecțioase și atunci să cer la infecțioase, oare să... Da, dar noi nu e deci la interne. Nu e la interne. No, bine, bine, vă mulțumesc mult de tot, la revedere. Bună ziua, la cardiologie, vă rog. Alo, bună ziua, Ana Pop mă numesc. Oare m-ați putea ajuta cu o informație? Mătușa mea, Maria Iordănescu, a fost internată la cardiologie alaltă ieri. Oare... Iordănescu? Da, da. Așa. Și m-a rugat unchiul să văd un pic cum se simte, cum... dacă puteți să mă ajutați un pic, vă rog. Puțin că vă spun sincer că nu îmi spune nimic numele și calculatoarele mici blocate. Dacă așteptați, vă rog puțin la telefon să verific în dosare. Da, 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 sigur. Nu mi-i cunoscut numele. Știți sigur la ce medic? Nu știți? Nu știu. Numai dacă... Vă rog să așteptați puțin la telefon. Bine, să verific în dosare. Da, da, da. Alo? Alo, da. Alo? Da. Deci nu este internată la noi pe cardio. Am verificat din data de 1 aprilie. Nu. No. Apoi poate nu fi înțeles
El bine, eu știu. Na, mulțumesc. Lăsați că îl sun să îi spun. Deci nu-i la noi. Deci nu, nu e pe cardio. Nu e pe cardio. Păi la neurologie. Cu ce era, doamna? Da, păi nu mai multe dureri au fost și au mers la urgență și așa au zis unchiul că pe cardiologie ar fi internatul. Dar păi cine că știe ce o fi la înțeles. Etajul este și neurologia. Da? Nu. No. Da. No. Lăsați că-l sun și, și să văd. Poate da, nu deci o fi înțeles. Cardiologie nu este sigur. Am înțeles. Bine, bine. Vă mulțumesc mult de tot pentru, pentru informație. La revedere. Bună, la, la obstetrică ginecologie, vă rog. Alo, bună ziua, Ana Pop mă numesc. Oare mă puteți ajuta cu o informație? Mătușa e internată la ginecologie, Maria Iordănescu, oare îmi puteți spune cum, cum e? Domnul doctor, dar poate da astfel de relații. Fai, dar nu, nu mi-a zis cine și nu știu la ce, la ce medic e. Nu am aici foaia dânsii, nu vă pot spune, că nu, nu am cum să vă spun, nu am aici foaia să vă pot spune și domnul doctor de relații. Doctorul care se ocupă de ea, de să-l întrebe unchiul, da, 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 așa, și, da, tot la dumneavoastră sun, nu? Ca să mi-l dați de, dacă e cumva sau... Doctorul, nu știu cine e, că aici nu am doctor medic. Că nu, deci dacă vreau să ia legătura cu... Bună ziua! Bună ziua! La infecțioase, vă rog. Alo, bună ziua, Ana Pop mă numesc. Oare m-ați putea ajuta cu o informație? Mătușa mea, Maria Iordănescu, a fost internată la dumneavoastră pe secție acum 2 zile. Oare îmi puteți... Iordănescu? Da. Oare da. Nu știți în ce salon e? La ce medic sau? Nu, nu știu, că nici unchiul nu știa să-mi spună, mă ruga să sun eu. Păi... Trebuie un pic să o caut în sistem. Iordănescu, Adrian. Iordănescu, da. Sau cum? Da, 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 Iordănescu, Maria. Să vedem. Iordănescu nu avem. Nu. Nu avem. No. Sigur da. O cheamă așa. Da, păi nu știu. No, Iordănescu de la Iordan. Da, da, da. Pe secția COVID nu este. Deci nu e pe... probabil că nu. Atunci o fi mutat, o să sun pe unchiul să văd ce... Bine, vă mulțumesc mult de tot. La revedere. Bună ziua. Alo, bună ziua. Ana Pop mă numesc. Oare mă puteți ajuta cu o informație? Mătușa mea, Maria Iordănescu, a fost internată alaltă ieri la dumneavoastră. Oare îmi puteți spune cum, cum se simte? Nu, nu știu, nu știa unchiul. De aia am rugat să sun eu pe. Numai o secundă. Da, da. Alo, da. Alo, da. Bună, bună ziua. Vreau să vă întreb dacă mă puteți ajuta cu informație. Mătușa mea, Maria Iordănescu, a fost internată la, la dumneavoastră psihiatrie. Nu știu medicul, alaltă ieri zicea unchiul că, că a fost. Nu
Haideți să vă fac legătura în pavilionul de femei, că dumneavoastră ați sunat la pavilionul de bărbați. Poate știu colegii de acolo ceva informații. Vă rog, mulțumesc. Da, cu plăcere rămâne să nu închideți. Da. Alo, bună ziua, Ana Pop mă numesc. Am înțeles că m-ați putea ajuta cu o informație. Mătușa mea, Maria Iordănescu, a fost internată alaltă ieri, ziceam, la dumneavoastră. Oare puteți să-mi spuneți cum e? Nu știu dacă v-au spus colegii, dar Iordănescu nu avem. Nu? Nu, nu știu. De poate. Unde știți că a ajuns la noi? La noi nu este. Poate e undeva la Spitalul Mare internată în vreo secție. Eu nu am de unde să știu unde o transferată de la UCU. O să sun la spital. Unchiul așa știa că la psihiatrie a fost, că de-aia m-a rugat să sun. Nu avem, deci nu este. No, lăsați că sun și vă dau eu de capăt. Bine, vă mulțumesc. La revedere.